Ce să facem aici? Vă amestecăm sare, piper. Unde găsim sarea și piperul? Sare, piper, de unde luăm, fetelor? A, uite acolo. Uite așa. Acum înveți. Te uiți așa la noi, mai prins de stânga și dreapta și pregătești la radul. Îți vezi, bucătărea. Pe mine mă relaxez așa și îmi place. Nu, nu-mi place. Adică ce n-am avut timp să gătesc, eu munceam gen... Mergeam la sală la ora 5 dimineața. Și ajungeai seara. La 9 dimineața, adică plecam din sală, mergeam la muncă până la 11-12, 1. Păi mergeam direct la următorul job. Faptele arată mai mult decât vorbele. Dacă ți-ar spune continuu, te iubești și nu ți-ar arăta. Da. El ți-ar arăta felul lui. Pe mine, cuvintele de afirmație n-ar fi te iubesc. Cuvintele de afirmație e să zici ce-ți place la persoana aia, cam mai des, așa, ca de obicei. El nu și ți-a spus că ești atrăgătoare, pentru că el... Vede asta și poate că el e conștient. Da, și el așa crede, dar uite, fiecare femeie, orice cât de frumoasă, și Angelina Jolie, de exemplu, are... Nevoie de... Da! Exact. Și el s-a gândit la ce-o vezi, băi, Iolanda nu mi-e spun că e atrăgătoare, că știe deja. Hai să zic altă fată din casă. Hai să selectez altă fată din casă care ar mai fi atrăgătoare. El a luat-o, gen, tu ești exclusă, pentru că pentru tine, cum ar veni, sunt toate cuvintele frumoase pe lumea asta. Și s-o fi gândit, eu știu ce că poate, înțelegi? Hai să zic despre Ștefania. Da, dar știi care e chestia? Că... Nu zici despre mine, ea. Nu, știu. Știi care e chestia? Că... Nu știu, așa când mă îndrăgostesc, de exemplu, sunt foarte nesigură, așa, știi? Și în momentele în care tu... Și foarte repede celălalt, să știi? Pentru că mă îndrăgesc pe cineva și mă îndrăgesc numai pentru mine, știi? Sau așa numai să fie pentru mine și pentru lumea să ignore, gen, că așa sunt eu, știi? Când e vorba de asta. Și când văd, nu știu, sunt foarte nesigură și... În momentele alea parcă primesc așa o frică și o panică în mine, știi? Că și de obicei, i-am zis și lui Mihai... Dar i-am zis și lui Mihai, uite... În viața de zi cu zi, poate nu am eu încrederea necesară pentru bărbați, că mi se întâmplă și mai multe chestii în viață, știi? Și aici, parcă temerile mele se fac de 10 ori mai mari, știi? Și parcă am de mai multă siguranță nevoie, poate de mai multe cuvinte. Încep să plâng. Mamă, cât de sensibilă mai pot. Înțelegi ce vreau să zic, știi? E bun, nu? Iarăbesc. Cum? Iarăbesc. Vrei să te miroși eu? Da. Vreau să vină. Îți așa cât e bun așa, dar nu știu exact ce e fără cum e. Când am venit din Italia, eu am foarte multe parfumuri. Și de obicei, nu știu, știu chestia asta, că nu se poate 100 de mililitri din avion. Se poate aia mic, da. De 50. Și ala câteva care le avem mici. Nu am luat parfumurile mele preferate. O să-mi cumpăr aici. Miștoanțe. Miștoanțe. Căbila albastră e aceea pe care o am lovit. Mamă, ce regionalisme de la mine, de la țara Oașului, am adus aici la voi. Nu, no, dar ce este, n-au. Băi, ce frumos arată. Da. Hai, da. Fructe, avem și un pahar cu lapte. Dar nu știu, lapte bă, nu cum avem. Să fac asta, mă. Ce ai, mă? Stelgar, de la mine. Ia-mă. Ai, de viața mea. Băiatul, băiatul. Ce să șterg, mă? Aici, ca să nu mai mă stăpești pe față, te rog. Adu farfuria aia de pe mine, dragul meu. Ce vezi? Îmi vezi plec? Bă, ce tu-ți pleacă, pleci tu. Pe ce mi-a pleacă? Îmi pleacă doar o fală. Corina. Nu înțeles. Nu înțeles. Bună seara, bună seara. Deci tu vorbești spaniolă și italiană? Da. Și rusă. Cum se dice și rusă? Italiana? Cum se dice? Cosa? Che cosa fai? Abbastanza bene? Bravo! Perché hai accento, non hai accento, gen, perché... Sì, ma come no? Qualcosa! Bravo! Okay. Sì! Ho già si fa che... Se? Si fio actor. Actor? Da, da. Ehi, tim! Da, da, gândește dacă... Ce? Domnul actor, ca să fii actor, trebuie să joci rolul. Tu poți să te la mine o să râzi? Da. Tu poți? Da. Cum? Supărerea mea era că trebuie să mă încerci. Știi care e faza? Că dacă eu mai încerc aici,
să fiu obosită, să mă consum și așa, o să-mi fie foarte greu mie să mă ridic mai târziu. Foarte greu. Doamne, dar nu știu cum să mai dau. Te-ai gândit să te apuci de altceva, gen să-ți descarci nervii? Eu de-aia fac sală. Adică, îți găsești o chestie în care să-ți descarci. Eu nu am mai făcut ceea ce făceam. Eu, ocupându-mă cu YouTube, mi-era drag mereu să filmez, să răspund comentariilor, să fiu pe partea asta de online, să fac live-uri pe TikTok, să vorbesc cu oameni, să am interacțiune. Eu n-am mai făcut asta. Adică tu n-ați așa descărcai? Mhm. Eu simt că am nevoie momentul de față de odihnă. Multă odihnă. Da, prima săptămână, ok, dar nu o să poți dormi toată viața. O să trebuie după aceea să-ți găsești o activitate prin care să-ți descarci. Pictează, desenează, cântă, nu știu, încearcă alte chestii. Poate o să-ți placă, nu neapărat că o să ești pictor, dar tu în momentul ăla te descarci. E la asta mă refer, că găsești o activitate constructivă prin care să te descarci tu ca om. Să te regăsești în chestia aia, înțelegi? Adică eu, spre exemplu, când mă duc, eu mi-am pus căștile în ureche, eu nu mai aud, știi? Adică rămân filmul meu, știi cum zice? Și după aia când ies, îmi trece. Da, nu, eu sunt adică mereu cu interacțiunea, cu chestii. Eu așa mă descarc inițial. Adică joburile mele au fost mereu cu interacțiune. Dacă tu prin asta te descarci, faci joburile sau ce făceai, faci-le în continuare. Dar trebuie să-ți găsești ceva, că după aceea să ai probleme cu mansarda. O să pleci de nebună, să ai păcărare. Știu. Tu chiar nu ai avut nicio relație cu fata de vârsta ta? Nu, niciodată. Eu am avut o relație cu un băiat de vârsta mea și nu prea mi-a plăcut pentru că a fost foarte imatur. Și am mai stat cu un băiat acum în 2019, n-am cum, 2019 am început să vorbim și ne-am văzut tocmai în 2020, atunci cu pandemia, după ce a trecut lunile pandemie și am stat o lună jumate. Și avea 20 de ani, cred, sau făcea 21. A fost, cred că, singurul băiat care, gen, era mai mare decât mine, cu 2 ani, care am avut o relație super scurtă, gen o lună jumate, dar am simțit că l-am iubit într-un fel, știi? Gen, a fost cu totul altceva, era... Dar a fost distanță, a fost asta, știi? Și noi după am ținut legătura, știi, ca prieteni și am vorbit și... Păi și s-a sfârșit. Relația mea cu el, pentru că era distanța și era, nu se simțea... El de unde era? București. Și aia e distanță? Eram din Giurgiu. Deci asta e distanță? Nu știu că eu mergeam la Piatra Neamț pentru da, dar nu e vorba de asta, era vorba că era altfel el, nu își dedica timp. Lucra foarte mult, era... Atunci când... Da, știu, dar nu avea bustul ăla, știi, gen, nu... Eu l-am avut față de el, el a simțit, dar nu putea să-mi ofere, știi? Nu știu, atunci când îți place ceva, nu contează nici distanța, nici... Da, știu, dar asta a fost să fie, știi? Adică... Chiar nu contează distanța. Știu. Dacă nu a simțit, știi, atunci el. Dar am rămas prieteni într-un fel, știi? Și vreau să zic că el tot așa era mai rece, nu știu el. Dar sufletul era altfel. Mă atrag pe mine persoanele astea. Rece. Da, dar știu că nu... Nu sunt de mine, adică nu mă regăsesc așa foarte mult. Eu am, adică, gen... Multe... Proste relații, oarecum. A fost că, gen, eram prea acolo, știi? Nu, mie îmi place să fiu acolo. Mi place să fiu acolo, să fiu cu mine și acasă și cu mama. Știi? Adică, de exemplu, mi-am prins o relație unde sunt cu mama, sunt acasă, știi? Să vii, să stai la mine, să dormi la mine, să fii și mama, să fii și soarele. Adică, îmi place mediul ăsta, știi? Asta mă face să mă apropie și mai mult de tine. Când văd că ești cu familia mea, știi, asta îmi place foarte mult. Și îmi place mult să, ca partenerul care sunt, să aibă o relație bună cu mama și mai ales cu sora mea. Și mi-a zis mama că ești drăguț și că îi place de tine. Și la un moment dat a văzut ceva pe Instagram, poză cu noi sau și din filmări, gen la televizor, face... Frumoșii mei, vă iubesc! Mami, nici nu l-ai cunoscut! Mami, nici nu l-am cunoscut eu! Bine! Spui că salut!